Ora 17, bun găsit tuturor! Weekendul e pe sfârșit, românii încep să se întoarcă de pe litoral, iar pe Autostrada Soarelui s-au format deja cozi de câțiva kilometri, unde mai pui că la kilometrul 175 a avut loc și o tamponare ușoară, așa că traficul a fost temporar întrerupt. Colega mea, Gabriela Del Pupo, este chiar acum pe A2 și ni se alătură cu mai multe informații. Bun găsit, Gabi, care este situația la această oră? Bun găsit, având în vedere că peste 100.000 de turiști au fost pe litoral în acest weekend, era normal să fie trafic intens pe Autostrada Soarelui. După cum se poate vedea și în imagini, coada se întinde pe câțiva kilometri și se circulă destul de greu, astfel că din punct în punct se formează și blocaje, mai ales dacă sunt incidente rutiere care pot fi rezolvate sau nu cu ajutorul poliției. Am prins chiar doi șoferi care rezolvau pe calea amiabilă o tamponare. Iată, un echipaj de poliție se află și aici la fața locului pentru a asigura fluidizarea traficului, dar din păcate polițiștii de la rutieră nu pot face mare lucru, având în vedere că într-adevăr foarte mulți bucureșteni se întorc după weekendul petrecut pe litoral în această după-amiază, având în vedere că este și ultima zi de weekend. Cei mai mulți au mers și cu mașinile personale, dar și cu rulote. Am văzut și astfel de mașini pe autostradă și sperăm ca până la sosirea în București să nu mai fie blocaje în trafic. Mulțumesc pentru aceste precizări, Gabriela. Pandemie sau nu, românii nu renunță așadar nici în ruptul capului la distracția de weekend. Peste 100.000 de oameni au mers în aceste zile pe litoral și tot continuă să meargă acolo, după cum am văzut. Este cel mai aglomerat sfârșit de săptămână de la începutul sezonului estival, unul în care restricțiile pe timp de pandemie sunt mai mult încălcate decât respectate. Încă un weekend aglomerat pe litoral în plină pandemie. Deși mulți turiști nu respectă măsurile impuse de autorități, unii dintre ei se declară mulțumiți de ceea ce găsesc la malul mării. E chiar foarte ok, oamenii păstrează distanța oarecum, e în regulă. Folosim masca când mergem în restaurant, la cafenea și cam atât. Pe plajă suntem cât de cât distanțați, e în regulă. Noi avem un apartament aici. Suntem decât cu familia, stăm separat, nu intrăm în contact decât cu persoanele foarte apropiate. Din păcate, în continuare sunt prea mulți care contestă existența acestei boli fatale. Ce măsuri de protecție ați luat pentru vacanța asta în mod special? Niciuna. Niciuna, nu trebuie. Nu vă sperie numărul de cazuri în creștere din ultima perioadă? Nu. N-are, asta e o farsă, e o minciună. După cum se poate observa și în spatele meu, doar pe această plajă sunt sute de turiști. În cel mai aglomerat weekend de la începutul sezonului, aproape 100.000 de persoane au ales să nu respecte măsurile indicate de autorități și să vină pe litoralul Mării Negre. Aceștia spun că plaja nu este aglomerată și că nu și-au luat măsuri speciale. Haos pe aeroportul Otopeni, zeci de români așteaptă la cozi interminabile pentru a pleca în vacanță. Ca să nu se îmbulzească în interiorul clădirii, aceștia sunt ținuți la cozi afară. Reprezentanții aeroportului spun că de vină ar fi numărul prea mic al inspectorilor DSP care se ocupă de trierea pasagerilor. Sute de pasageri sunt nemulțumiți pentru că au fost chemați cu 3 ore înainte de zbor, dar au fost nevoiți să stea la cozi interminabile. Angajații aeroportului primesc grupuri de maximum 20 de persoane în interior. În acest timp, afară, cozile sunt interminabile. După ce cursele programate dimineața au decolat, situația s-a mai descongestionat. Este de așteptat însă ca aglomerația să revină, mai ales că până la miezul nopții sunt programate 6 curse spre Grecia, cea mai vânată destinație de vacanță. Pe de altă parte, reprezentanții aeroportului au atras atenția că este nevoie de suplimentare inspectorilor DSP care se ocupă de triere. Aceștia susțin că doar 2 angajați pe tură sunt insuficienți pentru a face față fluxului de turiști.
Vremea rea continuă să strice planurile românilor. După zilele caniculare din ultima perioadă, vremea devine instabilă, iar în mare parte a țării va intra în vigoare un cod portocaliu de ploi și vânt puternic, valabil până astăzi la ora 21. De asemenea, mâine va intra în vigoare un cod galben, valabil între orele 10 și 20. După canicula din ultimele săptămâni, vremea se schimbă radical, iar meteorologii spun că mercurul din termometre nu va mai depăși 30 de grade. Ba mai mult, aceștia au emis mai multe coduri de vreme instabilă pentru cea mai mare parte din țară. Vorbim nu numai de averse, descărcări electrice și intensificările vântului ce au aspect de vicelie, dar și de cantități de apă însemnate, de aia este dat codul portocaliu. Nici pe timpul nopții nu vom scăpa de vreme rea. Codul portocaliu se referă la estul Transilvaniei, de asemenea Maramureșul, vestul Moldovei și nordul Munteniei, dar cod galben este și în restul Transilvaniei, de asemenea în partea de sud și de est a țării. Săptămâna va începe cu un alt cod galben extins, care va fi valabil între orele 10 și 20. Vom avea perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ceea ce înseamnă din nou averse, descărcări electrice, intensificările vântului care au și aspect de vicelie și izolată grindină, și din nou cantități de apă însemnate, respectiv peste 20-25 litri pe metru pătrat și izolat 30-50 de litri pe metru pătrat. Accident rutier grav în apropiere de Vama Nădlac. Primele cercetări la fața locului arată că un arădean de 43 de ani, șoferul unei autoutilitare, nu ar fi păstrat distanța regulamentară într-o coloană de mașini. Astfel, omul a lovit în plin două autoturisme, iar acestea au fost proiectate în alte trei. În total, neatenția bărbatului a provocat 7 victime, printre care și 3 copii care au avut nevoie de îngrijiri medicale, nu doar la locul accidentului, dar și la spital. În urma acestui carambol dramatic, circulația a fost restricționată pe două benzi. Cel mai probabil, șoferul vinovat va rămâne fără permis auto. Anunț important din partea Ministrului Sănătății. Nelu Tătaru spune că ar putea fi reintroduse restricții pentru terase în funcție de evoluția cazurilor de COVID-19. Ministrul a mai declarat că măsurile de relaxare introduse după starea de urgență au fost agreate și de patronatele din sectorul Horeca, iar proprietarii teraselor ar trebui să le respecte. Ceea ce nu se întâmplă însă în toate cazurile, după cum am văzut în sutele de materiale video și după cum am descoperit și inspectorii la fața locului. S-a discutat în funcție de evoluție vor exista și anumite restricții. Noi nu vrem să fie restricții, noi vrem ca toată lumea să conștientizeze și să respecte acele norme. Când am făcut acele măsuri de relaxare, le-am făcut și însoțite de un ordin de ministru comun cu ministrul de resort, care prevedeau și acele norme de funcționare și desfășurare. Toată lumea și le-a asumat, inclusiv acei agenții economici care deschid în acest sens afacerile, dar rămâne să le și respecte. În condițiile în care nu vor fi respectate, vor fi și controle mai intensive în următoarea perioadă. Și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat pentru un post de televiziune că este îngrijorat de numărul tot mai mare de noi îmbolnăviri COVID-19 în capitală. Oficialul guvernamental susține că în București este vorba despre o transmitere comunitară și nu exclude nici el luarea unor măsuri zonale sau locale de restricție, dacă transmiterea se va menține. Raed Arafat susține că bucureștenii trebuie să înțeleagă că dacă nu respectă regulile de distanțare și dacă nu folosesc masca așa cum este ea recomandată în orice spațiu închis, vor exista probleme foarte serioase și vom continua să vedem o răspândire tot mai largă. Dacă numărul de cazuri va fi în continuă creștere, este așadar posibil ca în urma analizelor realizate de specialiști și de epidemiologi să se ia măsuri de restricționare a unor activități în anumite puncte. Deși pretinde unitate politică în vreme de pandemie, PSD își duce de fapt mai departe planul de a repune mâna pe putere. Socialdemocrații încearcă să răstoarne guvernul Orban și anunță că la mijlocul lunii august ar trebui să avem moțiune de cenzură. Ne reamintim că liderii PSD spuneau că vor depune moțiunea doar când vor fi siguri de reușită. August pare pentru ei luna ideală. Poate vine în contextul în care atunci sunt preconizată o explozie a numărului de cazuri de coronavirus, ceea ce ar da apă la moară socialdemocraților să atace executivul, dar și conspiraționiștilor pe care îi susțin să continue ideea că cifrele sunt umflate. În mod normal, moțiunea de cenzură ar trebui să se întâmple destul de repede, deci undeva probabil că la mijlocul lunii august ar trebui să avem această moțiune de cenzură. Noi am sperat să nu fim obligați să depunem o moțiune de cenzură în stare de alertă, dar această prelungire constantă, fără votul Parlamentului a stării de
alertă, poate să aibă chiar și această justificare, din păcate, pentru guvern, acela de a se ține de pozițiile pe care le-au. Socialdemocrații mai reproșează guvernului Orban că nu dublează alocațiile copiilor și că măresc pensiile doar cu 10%. Executivul a anunțat însă că nu dispune de resurse financiare suficiente pentru a opera măriri, mai ales după găurile lăsate în buget de socialdemocrați în guvernările anterioare. Cea mai bună formulă ar fi un guvern de Uniune Națională care să asigure aceste două runde de alegeri. Este posibil și un guvern politic. În acest moment, Partidul Social Democrat nu are majoritate în Parlament, deci trebuie negocieri cu alte partide pentru a putea propune și trece un guvern politic. Purtătorul de cuvânt al PSD a mai anunțat că cei care vor sprijini moțiunea de cenzură vor fi și cei care vor propune următorul guvern. Asta dacă moțiunea socialdemocraților va trece, adică dacă vor reuși să adune 233 de voturi pentru. PSD singur dispune de doar 208 voturi în Parlament. Președintele Klaus Iohannis a declarat moderat optimist în privința șanselor ca liderii Uniunii Europene reuniți în summit la Bruxelles să ajungă la un acord asupra planului de relansare economică post-coronavirus. Deocamdată, cei 27 de șefi de stat și de guvern, după două zile și două nopți de negocieri, nu au ajuns la un acord. Sunt negocieri dure pe seama fondului multianual și de relansare economică după pandemie. Se discută foarte intens despre condițiile de acordare a acestor sume, așa numitele condiții de gestionare sau de guvernanță a fondurilor, unde, sigur, unii doresc o abordare mai lejeră, mai bazată pe abordări naționale, alții își doresc un control foarte strict din partea Consiliului sau din partea Comisiei. Șeful statului a mai declarat de la Bruxelles că una dintre principalele condiții cerute de foarte multe state membre este verificarea statului de drept. Klaus Iohannis a reamintit că în ceea ce privește România, această problemă a fost rezolvată prin referendumul de anul trecut. Avem absolută nevoie de fonduri consistente, substanțiale, avem nevoie de bani pe coeziune pentru multele proiecte de autostrăzi, căi ferate, spitale, școli și așa mai departe. Avem nevoie de fondurile pentru agricultură. Fără ele este aproape imposibil de imaginat cum ar arăta agricultura în România. Președintele a avertizat că este nevoie de o flexibilitate între fonduri și modul în care sunt gestionate acestea. În ceea ce privește România, Klaus Iohannis a anunțat că negocierile de până acum au decurs într-un mod rezonabil. Rezultatul poate fi însă întârziat și din cauza faptului că de această dată șefii de stat și de guvern dezbat și un al doilea buget, cel de redresare economică în urma pandemiei de coronavirus. Klaus Iohannis a avertizat astfel că obținerea unui acord nu este atât de simplă, mai ales că unul dintre cele mai dezbătute subiecte se referă la condițiile de acordare a sumelor pentru statele Uniunii Europene. Veștile care vin de la Bruxelles nu sunt deci dintre cele mai bune. Cancelarul Angela Merkel avertizează că este posibil ca întâlnirea să se termine înainte ca liderii UE să ajungă la un acord. Înaltul oficial german susține că există multă bunăvoință în rândul liderilor europeni, însă este posibil să nu existe un rezultat nici de data aceasta. Președintele francez Emmanuel Macron, care susține acest plan alături de Germania, a avertizat că un compromis nu poate fi făcut cu prețul ambiției europene. Liderii țărilor europene și a instituțiilor UE nu au reușit să ajungă încă la un acord în cele două zile ale reuniunii de la Bruxelles. Sâmbătă seara, Charles Michel, președintele Consiliului European, și Ursula von der Leyen, președintele Comisiei, au purtat negocieri în format restrâns cu liderii Austriei, Olandei, Suediei, Danemarcei și Finlandei, țări care propun condiții mai stricte pentru fondul de relansare. Tot sâmbătă seara a fost discutată și problema statului de drept, care reprezintă unul dintre numeroasele puncte de divergență. Comisia Europeană a propus o condiționare directă între alocarea ajutoarelor europene din fondul de relansare și statul de drept, propunere care s-a lovit de opoziție din partea Ungariei, Poloniei și Sloveniei. Pe lângă statul de drept, Charles Michel a propus o soluție care să includă și reducerea subvențiilor. Potrivit documentelor oficiale, fondul de relansare post-pandemie al Uniunii Europene va rămâne la nivelul de 750 de miliarde de euro, iar subvențiile vor scădea la 450 de miliarde de euro față de cele 500 de miliarde propuse inițial.
Ministrul Sănătății Nelu Tătaru dă asigurări că situația de la terapie intensivă este deocamdată sub control. Tătaru a explicat că numărul de paturi de la ATI de la spitalele Elias și Matei Balj din Capitală va fi suplimentat. Totodată, oficialul a explicat că autoritățile din România dispun de 4.000 de paturi la terapie intensivă, dintre care jumătate dintre ele sunt destinate pacienților diagnosticați cu SARS-CoV-2. La nivel național avem aproape 4.000 de paturi de terapie intensivă. În cele 226 de spitale care sunt faza 1, faza 2 și suport COVID, sunt în jur de 1.927 de paturi de terapie intensivă. Sunt anumite județe unde avem o supraîncărcare a acestor paturi. Până acum s-a recurs la acele tiruri sau acele unități mobile de terapie intensivă, unul la Ploiești, unul la Galați, acolo unde am văzut o încărcătură mai mare, dar și pe transferul de pacienți în spitale care au paturile goale. Ministrul Sănătății susține că situația de la ATI din București va fi rezolvată în zilele care urmează. Într-o următoare perioadă, cum v-am spus, și la Elias, dar și la Matei Balș, vor fi suplimentate număr de paturi de terapie intensivă. Noi sperăm ca evoluția să ne ajute să putem gestiona acest lucru. Precizările lui Arafat vin în contextul în care au apărut discuții în contradictoriu pe tema lipsei locurilor la ATI în București între secretarul de stat Raed Arafat și primarul capitalei Gabriela Firea. Un nou bilanț îngrijorător vine din partea grupului de comunicare strategică. Numai puțin de 767 de noi infectări cu coronavirus au fost depistate în ultimele 24 de ore. O cifră imensă dacă ținem cont de faptul că vorbim de un bilanț valabil pentru o zi de weekend. 767 de noi cazuri de infecții cu virusul SARS-CoV-2 au fost depistate în ultimele 24 de ore. Vorbim totodată de un număr record de teste pentru o zi de weekend de aproape 15.000. În total, cifra a depășit 37.000 de cazuri. Dintre aceste persoane confirmate pozitiv, 22.617 au fost vindecate, în timp ce 2.425 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile de la depistare. Situația este îngrijorătoare și asta pentru că numărul celor care au decedat din cauza COVID-19 a ajuns la 2026. În ultimele 24 de ore au murit 17 persoane, una neavând comorbidități. Și cifra de la terapie intensivă a crescut. În acest moment, la ATI sunt internați 286 de pacienți. Vedem în fiecare zi alții și alți pacienți care ajung în ATI și sigur nu putem să nu ținem cont de faptul că secțiile de ATI din spitalele care au fost desemnate să lupte cu SARS-CoV-2 sau cele de suport fac asta deja de mai bine de 4 luni. Și nu avem cum să nu ne gândim la personalul de acolo care nu este nici înlocuit, nu ia nici vacanță. De altfel, medicii fac apel în continuare la populație și atrag atenția asupra măsurilor impuse de autorități, care ar trebui să fie respectate cu sfințenie, spun ei, în această perioadă. Sigur că trebuie să ne continuăm viața, să ne trăim în continuare viața, să muncim, să beneficiem de celelalte drepturi și activități pe care le facem în mod normal. Numai că asta se poate face și ținând cont de acele mici măsuri care cred că nu reprezintă o dificultate pentru nimeni. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 465 de apeluri la numărul unic de urgență 112, în timp ce poliția a acordat 1662 de sancțiuni contravenționale în valoare de 446.300 de lei. Un fost consilier prezidențial lansează o informație terifiantă. Direcțiile de protecție a copilului ar da minor rețelelor de trafic de persoane. După publicitate, aflați cine a făcut această declarație de-a dreptul șocantă. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute. Brile nu mai sunt la modă acum, iar din ce în ce mai mulți copii apar în afara relației de căsătorie. Potrivit unui raport Eurostat, procentul copiilor născuți din relații extraconjugale în Uniunea Europeană în 2018 a fost de 42%. Mai mult decât atât, în România procentul a fost puțin peste 30%. Colega mea Silviana Baicu a analizat toate datele și ne aduce chiar acum mai multe informații. Bun găsit tuturor! Clasamentul este condus de departe de Franța, acolo unde, atenție, 6 din 10 copii sunt născuți în afara căsătoriilor. Potrivit specialiștilor, media Uniunii Europene este cu 17 puncte procentuale peste valoarea din anul 2000 și semnalează noi modele de formare a societății alături de modelul tradițional, cel în care copiii s-au născut în cadrul unei căsătorii. De altfel, statisticile vorbesc de la sine și asta
asta pentru că în 2018 nașterile extraconjugale au depășit nașterile din interiorul căsătoriilor în 8 state membre ale Uniunii Europene. Așadar, Franța este în fruntea clasamentului cu 60%, urmată de Bulgaria cu 59%, Slovenia 58%, Portugalia 56%, Suedia 55%, Danemarca și Estonia ambele cu 54%, dar și Olanda cu 52%. La polul opus însă se află Grecia, Croația, Lituania, dar și Polonia, acolo unde peste 70% din nașteri provin din interiorul căsătoriilor. De altfel, între 2000 și 2018, potrivit statisticilor, nașterile extramaritale au crescut în aproape fiecare stat din Uniunea Europeană, excepție făcând doar Estonia, Letonia și Suedia, care au rămas relativ stabile. De partea cealaltă însă, țările unde nașterile în afara căsătoriei au crescut cel mai mult între 2000 și 2018 sunt Portugalia și Spania. În România, procentul copiilor proveniți din afara căsătoriilor era în anul 2000 de aproximativ 25%. Deputatul Adriana Săftoiu vine cu dezvăluiri șocante. Acesta a arătat că există direcții de protecție a copilului care furnizează marfă pentru rețelele de trafic de persoane, iar minorii ajung să se prostitueze sau să cerșească. A avut o altă întâlnire cu un ONG care se ocupă de trafic de persoane și care confirmă ceea ce au spus în ultima audiere alte două organizații implicate în combaterea acestui flagel. De altfel, România figurează în multe rapoarte internaționale ca țară sursă în Europa pentru trafic de persoane. Deputatul Adriana Săftoiu a amintit că recent a fost făcut public un raport al Marii Britanii pe acest subiect și România figurează în acesta cu mai multe rețele de trafic de persoane. A avut o altă întâlnire cu un ONG care se ocupă numeroase amenzi, autoritățile au descoperit foarte multe nereguli după ce au efectuat mai multe controle în cluburile, barurile și terasele din centrul vechi. Tot mai mulți tineri au uitat de grijile cauzate de pandemia de COVID-19 și au luat cu asalt terasele, barurile și cluburile fără să mai țină cont de distanțarea socială sau de purtarea măștilor. Autoritățile au mers în centru vechi să vadă cu ochii lor dezmățul și nu mică le-a fost mirarea când au văzut cum își fac tinerii veacul. În urma verificărilor efectuate au fost constatate și aplicate peste 70 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 50.000 de lei. De asemenea, doar în noaptea de sâmbătă spre duminică au fost date 23 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 71.500 de lei către patronii de restaurante. 3 sancțiuni în valoare de 20.000 de lei au vizat încălcări ale normelor privind protecția consumatorilor, iar alte 3 în valoare de 36.000 de lei pentru abateri de la normele din domeniul sănătății publice. 4 sancțiuni au vizat norme de prevenire și stingere a incendiilor, iar alte 2 abateri în domeniul alimentației publice și comerțului cu amănuntul. Vești îmbucurătoare în ceea ce privește lupta împotriva răspândirii noului coronavirus. Europarlamentarul Eugen Tomac anunță că Uniunea Europeană negociază cu majoritatea jucătorilor importanța ai vaccinurilor pentru cumpărarea viitoarelor doze de antidot împotriva COVID-19. Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a venit cu vești îmbucurătoare pentru români în ceea ce privește stoparea cât mai rapidă a infectărilor cu COVID-19. Cea mai la îndemână este descoperirea și achiziționarea cât mai rapidă a unui vaccin. Cele mai avansate discuții sunt cu Sanofi și partenerul GlaxoSmithKline pentru furnizarea aproximativ 300 de milioane de doze din vaccinul lor în a doua jumătate a anului 2021, a informat europarlamentarul. În prezent, negocierile sunt în desfășurare la nivel european. De asemenea, AstraZeneca are un acord cu 4 state ale Uniunii Europene pentru furnizarea a 400 de milioane de doze la preț fără profit, însă UE vrea renegocierea acelui acord pentru a se asigura că vaccinul ajunge în mod egal la toate cele 27 de state membre, a mai adăugat președintele PMP. Opera Națională București este din nou alături de public. În fiecare weekend până pe 22 august, iubitorii de artă se vor putea delecta cu o serie de concerte în aer liber intitulate Seri de opere estivale. Continuă seria de concerte organizate de Opera Națională București. De această dată a fost rândul declarațiilor muzicale, de la cele șoptite pe ascuns până la cele rostite cu înflăcărare.
Soliștii au fost puțin emoționați, dar nerăbdători de revederea cu publicul. Emoția este foarte mare pentru că vă dați seama, după atâta timp de parte de public, de parte de scenă, nici nu știm dacă mai știm ce trebuie să facem pe scenă. Au interpretat nume sonore ale scenei lirice bucureștene, precum Bianca Mărgean, Vicențiu Țăranu, Justin Zetea, Mihaela Ișpan, acompaniați la pian de Ioana Maxim. Pe scenă a urcat și quartetul de coarde susținut de Rafael Budnaru, Radu Dunca, Cătălina Iov, Diana Petre. Pot să vă spun că sunt extrem de emoționat ca după 6 luni de zile să revin pe scenă în fața operei de data aceasta, pe Esplanada Operei. Accesul la concerte se va realiza cu minim o oră înaintea evenimentului, în condiții de siguranță și respectând normele în vigoare în contextul actual al pandemiei cu virusul COVID-19. Biletele se pot achiziționa doar online. Degenerarea protestelor Black Lives Matter din orașul american Portland l-au determinat pe procurorul statului Oregon să ceară o măsură radicală în justiție. Despre ce este vorba aflați imediat după câteva minute de publicitate. Rămânesc. Din nou în direct să vedem acum ce s-a mai întâmplat și pe plan extern. Problemele legate de protestele de stradă continuă în Statele Unite. Procurorul general al statului american Oregon a intentat o acțiune în justiție împotriva guvernului federal, pe care l-acuză că reține ilegal protestatari în orașul Portland. Protestele împotriva brutalității poliției și a rasismului au fost declanșate în Portland după ce George Floyd, un bărbat de culoare, a murit în timpul unei arestări violente. Săptămâna aceasta au apărut relatări legate de reținerea unor protestatari de către agenți federali, care circulau în mașini nesemnalizate. Guvernul federal a încercat să se apere și a argumentat că încearcă să restabilească ordinea în oraș. Recent, sindicatul polițiștilor din Portland a cerut parlamentarilor locali și naționali să apere orașul și au acuzat că violențele actuale nu mai au nicio legătură cu moartea lui George Floyd. Cu toate acestea, tot mai multe incidente sunt relatate din timpul protestelor. Un reporter de la Portland Tribune a postat pe Twitter înregistrări în care ofițerii federali lovesc cu bastonul și folosesc spray iritant împotriva unui om care nu pare să fie violent și care chiar stă nemișcat în timp ce este lovit. Procurorul general din Oregon, Ellen Rosenblum, a cerut cu această ocazie o ordonanță care să împiedice agenții de la Departamentul de Securitate Națională, dar și alte instituții afiliate, să mai rețină oameni în Portland. Zi de vot într-o țară distrusă de război și aflată în plină criză economică, Siria se află în fața celei de-a treia serii de alegeri parlamentare de la declanșarea conflictului în 2011, care a obligat milioane de oameni să fugă din țară în timp ce regimul lui Bashar al-Assad și-a impus forțat puterea în majoritatea teritoriului. Peste 7400 de secții de votare și-au deschis ușile la ora 7 dimineața în zonele guvernamentale. Pentru prima dată, scrutinul se va desfășura și în foste zone controlate de rebeli. De obicei, alegerile parlamentare din Siria sunt câștigate la o mare distanță de partidul Baas, legat inițial de clanul Assad și care se află la putere de aproximativ jumătate de secol, în timp ce majoritatea celor din opoziție trăiesc în exil sau în zone care încearcă să se opună controlului Damascului. Peste 1600 de candidați se luptă acum pentru cele 250 de locuri de deputați. Alegerile legislative din Siria se organizează odată la fiecare 4 ani. Alegerile parlamentare din acest an ar fi trebuit să aibă loc în luna aprilie, însă acestea au fost amânate de 2 ori din cauza pandemiei de coronavirus, care, potrivit cifrelor oficiale, a contaminat 496 de persoane. Regimul Bashar al-Assad a fost acuzat în mai multe rânduri de crime împotriva umanității. Ajuns la putere în 2002, Bashar al-Assad părea să se țină de promisiunile făcute poporului sirian. Problemele au apărut însă la doar un an de la alegerea acestuia ca președinte, odată cu reînceperea anchetelor politice și suspendarea libertății de exprimare. Binecunoscutul susținător și finanțator al organizației teroriste Hezbollah, Bashar al-Assad a dus o politică de apropiere față de Rusia, China și Iran. Regimul lui a fost contestat de lumea occidentală de-a lungul timpului și este acuzat că a folosit arme chimice asupra propriului popor. Atât pentru moment la știri, doamnelor și domnilor. Ne revedem însă de la fix când vă aștept din nou. Rămâneți cu noi!